Un nou proiect îndrăzneț pe fonduri europene al primarului Marius Creciu va contribui esențial la dezvoltarea municipiului Drobeta-Turnu Severin. Este vorba despre prima parcare de tip Park and Ride, care se proiectează în zona ștrandului de la Schela. Azi că am avut mult de lucru aici. Da, a fost destul de mult, a fost de realizat pentru timp destul de mari, 4-5 metri. Aici am avut, a fost... Nu am prins-o eu am venit primar în 2016, un fel de carieră de unde cam toată lumea lua balastul, foloseau, din câte știu eu, fără să plătească sau sume modice, și ne-am gândit noi, primăria, să punem în valoare acest teren care efectiv stătea degeaba. E o parcare pe fonduri europene, de fapt e mai mult decât o parcare, se cheamă Park and Ride. Aici vor întoarce autobuzele, tot ce înseamnă autobuze, nu mai întorc la șantierul naval, vor întoarce aici, iar cei care, să zic, într-un viitor mai mult sau mai puțin îndepărtat, vor dori să-și lase mașinile aici și să plece cu autobuzul către oraș, vor avea această posibilitate. Începe proiectarea primului Park and Ride din oraș. Acesta va fi amenajat în zona ștrandului de la Schela și va avea o capacitate de cel puțin 190 de locuri de parcare. Scopul este ca șoferii să-și lase mașinile în această parcare imensă și să folosească mijloacele de transport în comun. De asemenea, tot în acest loc va fi construită o clădire, unde vor fi regăsite o sală de așteptare, un spațiu comercial, grupuri sanitare și o cameră de bagaje. Bineînțeles, tot de aici, cei doritori își vor putea achiziționa bilete de călătorie și vor putea cere informații. A fost un spațiu părăsit aici, lângă ștrandul de la Schela, un spațiu nefolosit. Am găsit resurse și fonduri europene să-l transformăm, să-l reabilităm. Vorbim de o investiție de 13 milioane de lei, cu o parcare imensă, 192 de locuri pentru autoturisme, 14 locuri pentru autobuze, un fel de mini-autogară. Sunt niște bani europeni și e un gen de investiție făcută de foarte multe orașe aglomerate. Am găsit de cuvință să o facem și noi pentru Severin din două motive. Unu, valorizăm un teren nefolosit, un teren unde erau bălării și vedeți dumneavoastră cum arată în spate, și în al doilea rând ne gândim că pe viitor cei care vor să vină și să folosească acest gen de activitate, să-și lase mașina aici, să vină cu autobuzul, o vor folosi. Important este că după perioada de implementare, cel puțin 3 ani, această parcare o vom putea folosi și pentru ștrandul olimpic. Primii ani o vom folosi strict pentru ce ne dau voie fondurile europene, dar după ce va intra în patrimoniu efectiv al primăriei, trecem de perioada aceea de implementare, putem să o folosim și pentru ștrand, deci prinde bine pentru orice fel de activitate. Dintr-un teren părăsit, primarul Marius Creciu a reușit să îl transforme într-un loc ideal pentru construirea unui centru cu sistem Park and Ride, prin care autoritățile severinene își propun să descongestioneze traficul în municipiu, dar și să reducă emisiile de dioxid de carbon de la autoturisme. În momentul de față lucrăm la execuția platformelor, pregătim pentru așternerea stratului de balast. Pe partea de parcare, în spatele meu, se lucrează la realizarea săpăturii pentru fundațiile clădirii. Va fi o sală de așteptare, o clădire de birouri, spații comerciale, dotată cu utilități. Unul din obiectivele edilului Marius Creciu a fost de a accesa cât mai multe fonduri europene, deoarece acești bani rămân cea mai bună soluție pentru modernizarea municipiului. Drobeta-Turnu Severin a cunoscut o dezvoltare accelerată datorită implicării primarului, care continuă investițiile în toate colțurile orașului.